Contract prelungit pentru Calea Eroilor. Primarul municipiului Târgu Jiu a decis ca lucrarea să fie continuată de constructorul care nu a fost capabil să termine această investiție. Mâine, potrivit contractului încă valabil, lucrările ar trebui recepționate. Cred că am luat cea mai bună hotărâre, hotărâre care, pe de o parte, să nu ne prejudiceze bugetul local, pe de altă parte, hotărâre care să ne diminueze prejudiciile pe care le-am putea avea în viitor pe Calea Eroilor. Noi sperăm, prin hotărârea pe care am luat-o, ca la sfârșitul acestui an toate lucrurile să fie deja finalizate și să putem să ne bucurăm de o cale pietonală pe acest tronson din Calea Eroilor. Lucrarea de pe Calea Eroilor este una cu probleme, constructorul din Giurgiu fiind păsuit de mai multe luni cu șantierul.